بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Daniel Bernuzzi. I'm documentary film director and alhamdulillah rabbil alamin. 40 years ago I was born in this city which is called Cluj-Napoca from the heart of Transylvania, Romania. Now I'm coming in front of you dear brothers and sisters in order to show you a very special project which is called Letter from Mecca. إن الحمد ونعمك لك والملك لا شريك لك. 40 de ani și mă rog pentru iertare mai mult ca niciodată. Aici și acum simt cât de goale sunt lucrurile materiale și statutul social pentru care alergăm toată viața. Aici și acum simt cum timpul fuge din ce în ce mai repede. Câte orbi suntem în fața lucrurilor care contează cu adevărat, înțeleg mai bine tot. Cum nu am reușit să mă ridic la nivelul așteptărilor voastre, eu, singurul vostru copil. Îmi amintesc de rușinea voastră. Rușinea de a explica altor oameni toate schimbările prin care treceam. Astăzi mă simt vinovat pentru asta. Dar știu și că fiecare avem propriul drum în viață și că Dumnezeu ne vrea pe toți fericiți. Mă doare. Mă doare de fiecare dată când îmi dau seama câte lucruri am pierdut între noi în anii aceștia. Mă doare enorm să văd cum drumul meu către căutarea fericirii vă aduce atâta disperare. Din prea multă tristețe și iubire, am decis să vă scriu această scrisoare. Salamu alaikum rahmatullahi barakatuh, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. This is your brother Gibran Romani, and I would like to endorse my dear brother Daniel for his amazing documentary, Letter from Mecca. He's basically writing a letter to his non-Muslim parents, expressing his feelings about his conversion to Islam, how he feels about them, how he feels in his new life. And he's doing Hajj while he's doing this. It's an amazing, beautiful documentary that's going to reach a lot of non-Muslims. It's a great way to do Dawah in Romania. He's going to launch it at a movie festival as well. So please try to support him as much as you can. I've been doing Dawah for 18 years almost all over the world. And Romania, as you've seen in my work, is definitely one of the countries that needs a lot of attention when it comes to Dawah. Alhamdulillah, Allah is guiding people to Islam. But with your support, inshallah, this movie, this documentary is going to become a success. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. With your support, we can finalize the post-production of the project and to work with a very top professional team, writer, editor, sound designer, color correction, to make a marketing for the film and inshallah to achieve to the people's hearts. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Jazakallahu khair. Thank you for your support and for your time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.